Handbaliștii de la CSU Politehnica Timișoara vor avea meci greu mâine în deplasare la Plopeni, unde o vor întâlni pe CSM Ploiești. Elevii lui Nedelco Vukovic trebuie să obțină victoria. Nu va fi deloc ușor. Ploieștiul a bătut surprinzător vicecampioana Bacău și a pierdut la mare luptă 3 partide cu echipe mari. De cealaltă parte, alvioleții au învins acasă pe Reșița și Târgu Jiu și au pierdut pe terenuri de unde se putea lua puncte cu CSM București și Turda. Da, eu speram, pentru mine fiecare meci este important, echilibrat liga și am fost surpriză, primul surpriză la campionatul la Ploiești, Ploiești am câștigat cu Bacău. Ce înseamnă echilibrat campionatul? Ieri Bacău aproape am bătut cu Suceava 1-1, a ratat Suceava ultima 5 secunde atac. Asta este problem pentru Bacău și pentru Suceava. Noi încercăm maximal să pregătim pentru un meci cu Ploiești. Toți depinde cum noi lăsăm la joc. Dacă greșim multe, poate folosi șanse Ploiești.